Suntem la minutul 91 după acest meci în care Craiova practic o desfințează pe Academica din Clinceni. 5-0 pentru trupa lui Reghecampf, victorie fără dubiu. O să analizăm întreaga etapă, însă nu doar acest meci, alături de invitații tradiționali de la minutul 91. Cornel Dinu, bună seara, domnul Dinu. Bună seara. Basarab Panduru, te salut, Pandi. Salut. De asemenea, Cristi Balaj, bună seara. Ne-ai amenințat acum 2 săptămâni că e ultima întâlnire atunci. Da, și ne-am luat la revedere degeaba. Proiectul legislativ s-a amânat. Azi a trecut de Senat. Sunt fericit, am că mă bat după emisiunea. Eram bucurăm că ești în continuare aici. Nu, după ce a jucat CFR-ul cu la Mioveni, cu Rapidul, e nevoie să intervii cu cât mai repede, cu atât mai rău. Spuneam că să analizăm toate meciurile, să luăm o primă reacție după acest meci din Bănie. Ionuț Chirilă, antrenorul Clinceniului. În care s-a văzut o echipă total dezechilibrată, mai ales după primelor goluri. După 2 meciuri și 15 minute. Exact. Așa am și spus. Nu mă explic cum am jucat excepțional 15 minute în care am controlat jocul și nu prevedea nimeni acest dezastru. Și în loc să murim ca un bolnav de cancer, adică ușor, ușor, noi am făcut infart. Deci după minutul 15 parcă ne-a împușcat cineva din elicopter. Adică nu poți să joci 15 minute să ai o circulație, o posesie fantastică. Ne-am și creat ocazia acolo la Ceandară, dacă ar fi putut să marcheze. Și când joci doar 15 minute și celelalte 75 nu existi, ăsta e rezultatul. Un rezultat normal. Diferență de valoare clară. Am spus că Craiova poate să alinieze 3 echipe de play-off. Am pierdut mijlocul terenului, le-am spus jucătorilor mei, ca să avem o șansă astăzi, trebuie să avem o circulație și o posesie ca viteză superioară celei din meciul cu Botoșani și meciul cu Steaua, să jucăm în zonă liberă ca să nu intrăm în situații de 1 contra 1 cu jucători net superiori 9. Dacă reușim să ținem jocul ăsta, putem să ducem jocul. Am reușit asta 15 minute. După aceea, linia de mijloc a Craiovei ne-a pulverizat. De ce? Pentru că le-am spus, nu putem să facem joc de tatonare cu Craiova. Aici putem să facem ori joc de intercepție, ori nu facem. Dacă Nistor se întoarce, dacă Gustavo se întoarce, dacă toți jucătorii Craiovei care au pe situații de contra 1 sunt letali, sunt cu fața la joc, avem probleme mari. N-am reușit să facem chestia asta, din păcate, și ăsta a fost rezultatul. Totuși, încă am totuși semnul acesta de întrebare, cum am reușit să începem jocul așa și cum am căzut definitiv. Totuși nu e riscant să încerci să ataci Craiova și să mergi la război cu ea, cum s-ar zice, o echipă ce este recunoscută, s-a și văzut 7 goluri. Noi suntem o echipă în construcție și eu am spus că aceste jocuri ne spun unde sunt. Echipa mea trebuie să joace fotbal, cu orice risc. Asta spunea și Achim. Am spus că nu venim la Craiova să ne punem pe 2 linii și să pierdem cu 2-1 sau cu 1-0. Nu ne punem pe 2 linii pentru că în momentele astea pe noi un punct nu ne mai ajută. Un punct sau niciun punct. Noi în situația în care suntem avem nevoie de 3 puncte, de victorii. Da, ne-am asumat un risc, am ieșit la joc. Dar după primele 15 minute, cred că nimeni din cei care au văzut această partidă nu prevedeau acest dezastru. Credeți, domnule Chirilă, că... Până la urmă nici măcar nu este un dezastru, este o diferență de tot. De organizare, de administrativă, de management tehnic, de valoare individuală. Să nu uităm că această echipă de 4 ani se luptă să ia titlul în România și investește masiv în tot ceea ce înseamnă. Au schimbat un gazon în 24 de ore. Ce să spunem mai mult decât chestia asta? Au 3 echipe pe care le pot alinia în orice secundă, 3 echipe de play-off. Sunt jucători, domnule Chirilă, care au prins anul trecut play-off-ul în echipa dumneavoastră. Se pare că sunt căzuți. I-am văzut și când ieșeau de pe teren. Sunt 7-8 jucători care nu mai sunt. Așa este. Nu mai este Tănase, nu mai este Rusescu, nu mai este Popa, nu mai este Vâlceanu, nu mai sunt mulți jucători. Da, nu. Vreau să vă întreb. Aveți de gând să discutați cu ei individual? Pentru că la nivel psihologic pare că e o problemă la ei. pare că a fost astăzi o problemă cu Botoșanu și cu Steaua, n-a fost o problemă. Eu am spus că urcăm, trebuie să urcăm la joc și după cum am văzut că a început acest joc pe care efectiv 15 minute l-am dominat, am avut o posesie incredibilă, s-a întâmplat ceva, vom analiza ce s-a întâmplat. Pentru că este efectiv un mare semn de întrebare. Adică să cazi, efectiv să te prăbușești. Cuvântul adevărat este prăbușirea. Adică această echipă s-a prăbușit. Noi n-am avut momente după aia mai bune sau mai puțin bune, momente de joc. Noi ne-am prăbușit. În minutul 15 s-a încheiat jocul. Și a fost o singură echipă pe teren. Trebuie să fim realiști, să spunem lucrurile așa cum sunt. Cu obiectivitate și cu... Bine, nu era un... orice meci ce vrem să-l câștigăm, nu era Craiova meciul în care ne puneam speranțe că vom câștiga și că ne vom salva de la retrogradare. Noi trebuie să batem alte echipe care sunt la nivelul nostru și să recuperăm punctele în viitor. Vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc. L-am lăsat pe Ionuț Chirilă. Am jucat 15 minute într-un mod excepțional, spune domnul Dinu. Nu, i-a văzut al meci. Noi sau el? Nu, el n-a fost pe teren. Și nu poate să fie pe teren, dar nu el dă vină. Dă vină este... După ce acolo la Clinceni a fost o așezare serioasă până în 40-41, când s-a făcut cu misiunea germană, mă rog, era un aeroport al aviației germane, al Luftwaffe, și acum este un curent total ancorat în trecut, senzațional, de care se bucură venirea lui Chirilă, nu pot să-i spun Ionuț, că aduce cu taicăsul, care era un om incontestabil de metaforă, de scris, un om de cultură. Deci acum este o așezare liberală. Și el a venit până liberal și liberalism este ce vorbește, ce face și ce ne spune nouă. Nu știu cum puteți să-l ascultați, pentru că... Hai să ascultăm pe Reghecampf și ne întoarcem. Vreau să vedem ce spune și antrenorul Craiovei. În sfârșit, ceea ce își doresc suporterii, probabil și patronul și toată lumea. Ce ați schimbat, lucrul pe care l-ați schimbat atât de drastic aici? Pot eu să vă spun în câteva cuvinte ce am schimbat. Am încercat doar să-i fac pe jucători să înțeleagă că au valoare, au calitate. Trebuie să joace mult mai repede, trebuie să folosească toate calitățile pe care le au, spiritul de echipă, devotament, lucruri care le fac în general la echipele unde antrenez. Ivan reușește azi, de altfel și omul meciului. Ivan reușește astăzi gol, 2 pase decisive, este acolo, aproape de acolo unde îl vreți? Pentru mine Andrei este un jucător fenomenal. I-am spus că dacă o va ține în continuare așa, dacă se va pregăti și va fi serios la antrenamente, este foarte greu să-l oprești. Poate juca orice poziție în cele 3 poziții cu care noi jucăm în momentul de față. Poate juca și al doilea vârf. Este un jucător de explozie, un jucător care vede jocul foarte bine, este foarte altruist, lucru pe care l-ați văzut. Nu încearcă să finalizeze în momentul când are un jucător mai bine plasat și pasează. Este un jucător care ne ajută foarte mult. Iar dacă va continua așa, cu siguranță nu îl vom mai vedea la Craiova în scurt timp. Piliaceli a vrut să bată penaltii. Tribuna l-a cerut. Nu ați fost de acord? Nu. Am stabilit acest lucru înainte de meci. A fost urii, păcate a ratat. Dar v-a deranjat, am văzut acest lucru. Nu m-a deranjat. M-a deranjat, m-am gândit eu pe momentul respectiv, văzându-l pe Andrei că a luat mingea în mână, am vrut să-l las și... m-am gândit că totuși disciplina e mai importantă decât dorința unui jucător pe teren. Rogulici, el gol la debut, se pare că este ce căutați acolo dacă... Da, vom vedea. Ante este un jucător bun, cu o tehnică foarte bună, un mijlocaș cu o viziune a jocului bună. Are încă nevoie de antrenamente, de meciuri. Am sperat că astăzi să avem un avantaj cât de cât fața celor de la Clinceni, ca să poți să-l utilizezi și pe el, pentru că, indiferent că s-ar antrena, are nevoie și de meciuri. Domnule Reghecampf, dacă ar veni o ofertă de la Național, ați accepta-o? Eu cred că ar trebui să încetați acest subiect și să lăsați oamenii care conduc echipa națională să hotărească în primul rând ceea ce își doresc. Mai sunt două meciuri unde antrenorul echipei naționale va fi Mirel Rădoi. Deci, pentru mine, în momentul de față, nu există acest lucru. Am contract 2 ani cu Craiova, îmi doresc enorm de mult să câștig campionatul. Sunt discuții pe care le facem degeaba. Păi, e clar că sunteți și dumneavoastră pe o listă acolo. Nu știu dacă sunt sau nu sunt, sau ce se întâmplă, nu mă interesează. Pe mine mă interesează ca de la meci la meci echipa noastră să joace mai bine. Evitați acum acest răspuns, dar după ce va pleca... Nu evit, vă spun sincer că nu mă interesează în momentul de față. Dar n-ați refuzat. Păi dacă v-am spus că am contract 2 ani cu Craiova, înseamnă că trebuie să vă spun în față că refuz. Am plecat într-un proiect și vreau să-l duc la cap. Vă mulțumim. Drag. Da, l-am ascultat, o să ne referim și la el. Mă întrerupsesem vorbind dumneavoastră despre Ionuț Chirilă. El nu are nicio vină, e un delir ceea ce vorbește. Uitați-vă și nu e el de vină. Uitați-vă și dumneavoastră câtă diferență între Reghecampf. Făceam o comparație, mă rog, puțin depărtată în timp cu Lupwafe, Reghecampf. Câtă precizie, câtă exactitate, câtă simplitate în ceea ce spune și turuiala asta, fără nicio legătură cu realitatea pe care a înșirat-o antrenorul actual al clincenilor, după părerea mea, o mare greșeală fiind schimbarea lui Poenaru și a lui Dună, care au niște oameni serioși și vedeți că încet, încet pun gazul pe picioare. Deci ca să te apuci să spui că ai jucat fantastic 15 minute, înseamnă că n-ai fost la meci. Pentru că, nu, până în minutul 15, raportul ocaziilor a fost 4-1 pentru Craiova și 2-0. Iar Craiova, practic, a jucat vreo 45 de minute când a făcut schimbările și, până la urmă, s-a dus și la 5-0. Ea mai având un astfel de 5-0, practic, cu Dinamo și, mi se pare, până august au bătut pe voluntari cu un 3-0. Dar problema decisivă care se pune, nu poți să te duci. Sigur că la pauză Reghecampf și-a odihnit jucătorii, a făcut schimbări, a încercat diferite formule. Nu poți să te duci să joci la Craiova, chiar în formula de început cu Gustavo, Markovic și Ivan, în care singurul jucător de pătrundere este Ivan, apoi intră Bayaram, intră Câmpanu, jucători rapizi, jucători care... Deci nu poți să te duci la Craiova și să joci, nu știu dacă... se poate spune ostentativ într-un 4-4-2 deschis care te duce într-un final la un raport al ocaziilor deprimant, 11-2 pentru Craiova. Ce să spun mai mult? Nu doar asta, dar este absolut neverosimil că Ionuț Chirilă vine și spune că au fost 15 minute excepționale și o repetă. De câteva ori. Nu, fantastic. Atenție, dincolo de ce spunea mister, că se marchează 2 goluri în primele 15 minute de către Craiova și sunt 4 ocazii. Craiova, până la acest meci, în acest campionat, nu marcase niciodată în primul sfert de oră. Și o face tocmai împotriva echipei la care antrenorul vine și spune că a făcut 15 minute formidabile. Fantastic. Asta că se înțelege exact cum spuneați dumneavoastră, Chirilă vede, nu tot meciul, dar vede 15 minute și noi vedem alte 15 minute. O fi crezut că noi nu ne-am uitat la meci. Da. Asta e, dar problema e cine ia în serios. Aici începe. Nu, îmi pare rău pentru el, dar și eu am văzut altceva. Dacă poate să spună că a fost ceva, probabil acolo, minutul 7-8, când șutează Ceandarov în minutul 7 și minutul 8 Pârvulescu șutează de pe partea stângă. Atât. În minutul 3 deja erau 2 ocazii. Eu când i-am văzut că încep cei de la Clinceni cu toți oamenii la centrul terenului, m-am gândit că o să fie groasă rău de tot. 4-4-2 larg de tot. Dar nu, dar fundașii central la centrul terenului. Adică când îl ai în partea altă pe Ivan, care are 7 viteze peste Ventura și peste Ais Ventura, n-ai cum să joci cu fundașii la centrul terenului. În minutul 13 deja era 2-0. Adică nu are dreptate. Acum, ce se întâmplă? Trebuie să ne gândim puțin. Spunea Pandi că cei 2 apărători centrali, săracul, au, cel puțin al doilea, are un nume predestinat. Unul este Patrick Checale, știm, capitan de echipă spre finalul carierei, iar celălalt este Ventura. Sigur că nu are nicio legătură cu celebrul Lino Ventura din clanul sicilienilor, marele actor. Chirilă e un actor, totuși. Dar, mă rog, a greșit scena. Scena este fotbalistică, aici trebuie să fie cu totul altceva. Dar, realmente, ceea ce au făcut, cum au gândit jocul cei de la Clinceni, este dramatic. Pentru că și cei doi mijlocași pe care îi are în față Patrick și Ventura sunt doi jucători fără calități defensive. Mă refer la Cașini și la Mulă. Deci, tot ce s-a jucat din partea a fost o aventură. Să ne referim și la Craiova, că ne-am referit destul la Clinceni și la cea declarată Ionuț Chirilă. Nu, cu o singură precizare, eu n-am ascultat comentariul, m-am uitat. Deci Patrick n-a fost în joc, a fost un albanez, Bilali, care, mă rog, tot cam de acolo a fost și el. Pentru că eu când am venit am luat formația după GSP și în prima fază pe GSP-ul vostru dădea pe Patrick, care normal e veteranul lor. De Craiova, mi se pare că nu e întâmplător faptul că aproape meci de meci, nu neapărat că reușește să marcheze multe goluri, dar își creează, cred că e echipa care își creează cele mai multe ocazii de gol. Și mai trăgeam noi concluzia asta, cred că acum vreo 2-3 etape, că de când a venit Reghecampf, sunt multe meciuri în care echipa își creează și din punere ofensiv, că arată cel mai bine dintre echipele pe care le luăm în calcul la titlu. Avem vreo 80 de faze de poartă și vreo 15 goluri marcate. Și goluri din și ocazii fazele alea. Adică prea puține goluri marcate la câte faze, da. Își creează. Da. Și în seara asta au avut o grămadă de ocazii. Și cu Dinamo, nu, dar și aici, pe final putea să fie 5-0, dar putea să fie mult mai mare scorul, pentru că Câmpanu, care a intrat foarte bine în teren, are câteva șuturi din minutul 74 până 90, destul de periculoase, ocazii până atunci, multe ocazii de poartă. Da. Două lucruri, da, vă rog. Numai Câmpanu, pe final, exact ce spune Pandi, are din minutul 74, 81 și 90. Trei situații mari de a marca. Dar vedeți că el își permite să schimbe Reghecampf pentru că are jucători de viteză. Are doi jucători asemănători ca vârfuri de atac, mă refer la Markovic și la Colici. A preferat pe Markovic și are pe benzi, cu excepția lui Gustavo, are jucători de pătrundere, Bayaram, Ivan, Câmpanu, sunt jucători foarte interesanți, după părerea mea, care pot să facă diferență. În special prin forța de pătrundere, cu mingea la picior, și care își creează ocazii. Câmpanu a mai avut vreo 2-3 situații în care a tras cu stângul ăla, da, undeva ca la rugby. În mod normal ar fi trebuit să dea pe poartă. Două faze de arbitraj și o altă fază pe care vreau să o comentez. Și aș începe cu faza în care e implicat Pârvulescu. Dacă se mai întâmplă sau, mă rog, cum să judecăm luftul ăla pe care l-are Pârvulescu, efectiv își dă cu, de fapt nu își dă cu stângul. Dă cu dreptul, minge și cu stângul, da, dar ce dă pe lângă minge. Și o să vedem imediat. Și-a aruncat un pic genunchiul la mijlocul terenului. Domnul Dinu, să admitem că se mai întâmplă sau n-ai voie să... L-a lovit cu gheata în cap pe Pileaceli. Este firesc pentru că Pârvulescu face parte din două categorii diferite. Nu cred că este cazul prietenului nostru, Cristi, care va fi viitorul președinte probabil la CFR. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Va fi simpatică combinația aia cu Neluțu Varga și cu profesorii universitari. Nici nu vreau să mă gândesc ce l-așteaptă. Dar Pârvulescu face parte din categoria arbitrilor care și-au dorit ori să fie fotbaliști, ori arbitrii fiilor. Din păcate, dezastrul asta a făcut ceva care explică marele lui talent pentru fotbal, dar mai periculos mi se par mie copiii unor arbitri care în continuare prestează în campionatul nostru. Nu vreau să dau nume, dar să știu. Bun, și două faze de arbitraj. Bine, la ce scor am avut în față, dar nu contează foarte mult, dar le vedem și tragem concluziile scurte. Golul 2, dacă e sau nu din offside, golul 2. Dacă n-ar fi trimis Markovic mingea în poartă, e faul la Gustavo? Ți se pare, Cristi? Nu ți se pare, nu? Nu, am oprit mingea. N-am stat să mă concentrez, dar nu mi-a sărit în loc că ar fi fost faul. Ia să vedem că există și un stop cadru aici. Eu zic că e o spate. Nu e o spate. Dacă ne uităm după linie, e un metru. Da, așa mi se pare și mie că e poziție regulamentară. Achim mi-a spus că nu trebuie să te uiți de cele mai multe ori, nu? Nu. Nu e offside. Dacă ne luăm după linia care tunghe... Da, asta, da, linie e un metru în spate, adică... Nu, e diferență cam de un metru între apărător și poziția. Adică Achim are, să zicem, un metru până la linie, iar cine e aici? Gustavo are 2 metri. Și are și... Achim, vedeți că are și mâna pregătită, mâna stângă. Cum stau acolo și se uită. Eu nu înțeleg apărătorii care sunt poziționați în zone laterale, care văd lungimea terenului, lățimea terenului și... Văd că un jucător ar putea să fie lăsat în offside și el scot. Eu nu înțeleg, adică... Nu, pentru că ei nu se uită. El nu are treabă cu Gustavo. El nu trebuie să aibă chei. Păi nu, uite-te. Trebuie să te informezi. Nu se uită la minge, n-are nicio treabă cu Gustavo. Și faza de penalti. Deci asta este o problemă, iartă-mă, Dane, 10 secunde. Este de educație. Fundașul în faza precedentă care ați arătat-o voi... Achim era vorba. Achim, el se uită... El se face Achim, că nu înțeleg. Ce zice aici? Ce zice aici? Nu știu, este absolut neverosimil ce se întâmplă. Ce zice? Că zice ceva el, e nemulțumit. A fost împins. Da, asta poate să spună că a fost împins de Ivan. A încercat să-și păstreze echilibru trăgând semnalul de alarmă de la tren cu mâna. Dar ce a fost împins? Unde a fost împins? Nu a fost împins de el, asta spune Pandi. Deci, mă întorc la faza aia cu linia, ce spune Cristi, foarte bine că el a fost și apărător, știe. Deci, un apărător, în mod normal, trebuie să aibă educația din frage de copilărie, ca jocul, în momentul când pătrunde adversarul, să fie întors pe direcția liniei a coechipierilor și spre direcția în care se joacă. Deci, este o fracțiune de secundă. Și aici are scuze? Păi nu are, că el probabil că are un gips la cap, ceva, și se uită doar în față, nu se uită și în lateral, pe unde sunt Bilali cu altul, cu Lino Ventura. Aproape că nu ai cum să explici faza asta. Păi ce să explici? Nu e explicabil gestul lui, nu doar că e penalti sau nu, că aici nu... Aici e ordine, disciplină, e vorba de altceva. Bun, mergem mai departe. El e disciplinat, pentru că îl cunosc, așa și la Baia Mare. Rapid CFR s-a jucat aseară la Mioveni, pentru că Rapid n-a avut unde să joace în București. Arena Națională a fost ocupată cu concursul Dota 2. Rapid n-a putut găsi înțelegere nici să joace pe Arcul de Triunf, acolo unde a făcut solicitare și a ajuns la Mioveni. Dar a fost o alegere bună, pentru că am zis campioana și am zis-o de o manieră categorică. Și începe cu tine aici, Cristi. Ai fost la meci? Da. Dezamăgit de cum a arătat CFR-ul? Da, pentru că mă așteptam la mai mult. Mă așteptam la mai mult și vorbim de jucători care au calitate, jucători care au demonstrat. Putem să spunem orice, dar nu putem nici de cum să spunem că echipa CFR este o echipă care nu ar fi meritat înaintea jocului să emită pretenții la această partidă. La cum a intrat lotul întreg, adică nu cu absențe. Bineînțeles. Da. Singurul Petrila care are o răceală și... E suspect de COVID, Petrila? Are o răceală și în ziua de astăzi oricine care e răcit e suspect de COVID. Da, atunci da, dacă e să răspundem așa, da. I s-au făcut și teste? S-au făcut teste, a ieșit negativ, okay. Dar există situații când poți să ieși fals negativ și e bine să repezi testul. N-am mai sunat astăzi să întreb, pentru că am avut alte preocupări, dar am înțeles că nu sunt probleme, doar au vrut să-l protejeze pe el, ceilalți jucători și, bineînțeles, și adversarii. Nimeni nu s-a așteptat, cred că nici jucătorii, dacă întrebăm. Și am prins un Rapid într-o formă excelentă, trebuie să felicitați și ar fi fair să felicităm echipa Rapid. Un arbitraj bun, teren bun, galerie frumoasă. O să-l vedem. O galerie splendidă a celor de la Rapid. Suporteri, că galeria propriu-zisă a boicotat meciul. Ok, suporteri care știu imnul și au încurajat tot timpul. Păi la Rapid toată lumea știe imnul. Adică nu se găsește suporteri care să nu știe imnul. Un imn frumos de altfel. La Rapid. Și... Dacă am încercat să fiu neutru, n-am reușit. Recunosc că nu mi-a ieșit și am trăit oarecum meciul, dar trebuie să fim fair și să apreciem. Pentru că dacă nu recunoști când greșești și cauți scuze în altă parte, n-ai cum să depășești asemenea momente. CFR-ul nu sunt impacientat sau nu mi-aș face probleme, pentru că e o echipă cu jucători care știu să se adune, să demonstreze, până la urmă era normal să pierzi, poți să te câștigi. CFR joacă având prime de meci? Din ce știu, au primă de joc, da. Au primă de meci. Ok. Pandi, cum reușește Rapid să o bată pe CFR? Mi s-a părut că a bătut-o în mod clar, adică nu pe noroc, nu pe, nu știu, greșeli de arbitraj sau ceva, pe fotbal. Nu, pe niciun noroc, pe fotbal. Cred că astea sunt meciurile care îi convin Rapidului. În primul rând că toată lumea se mobilizează, că e un meci important. După care stilul lor de joc favorizează asemenea joc. 5-4-1 acela. 5-4-1 aseară, da, pentru prima dată, pentru că normal nu prea... Deci a gândit Perfect joc. A gândit perfect jocul, ei nu prea joacă 5-4-1, nu au băgat pe Dan de acolo lângă Săpunaru și Dragoș Grigore, nu au avut fundaș dreapta pentru că nu l-au avut pe Belu, l-au avut pe Hlistei, o improvizație, el jucând în 4-3-3 acolo sus, a făcut toată banda bine, i-au surprins pe cei de la CFR și au reușit să marcheze două goluri. Dar m-a surprins și primul 11 al CFR-ului, pentru că, după părerea mea, Dan Petrescu n-a câștigat meciuri și nici campionate cu formula asta. Într-un fel, 5 apărători, 4 fundași plus un închizător și cu alții jucători de atac. Rar vezi la Dan Petrescu asemenea echipă de atac. În mod normal, vezi un 4-3-3 cu 3-ul ăla de la mijloc, cu oameni care aleargă pentru toată lumea. Recuperează mingea, duc repede mingea în față la jucătorii care sunt valoroși, și la Omrani, și la Libec, și la cine mai fi pe acolo, Deac, Păun și cine mai este. Dar cam așa a câștigat meciurile, nu pe frotehnică și pe un joc frumos. Au fost surprinși de dorința Rapidului, repet, de felul în care a pus Iosif echipa în teren. Și acolo, până la urmă, sunt două greșeli destul de mari, care cu puțină atenție puteau să... Da, și la primul gol și la al doilea gol puteai să-l eviți golul, dacă stăteai puțin mai bine în teren. Să le și vedem, dar vreau să-l spun și pe Cornel Dinu, vorbim despre meci. Iosif îl surcăsează pe Dan Petrescu, adică surprins de cum au arătat lucrurile în teren. Ce se întâmplă? Părerea mea este că jocul din toate punctele de vedere le-a gândit perfect Iosif. Adică a blocat exact, pentru că încep jocul cei de la CFR Cluj, îl încep cu Deac, cu Alibec și cu Omrani, dacă nu mă înșel în față. Chipciu, Deac, Păun și mai departe. Deci, în momentul acela, el se blochează foarte bine în acești 5-4-1, lasă doar pe Bălan în față și are exact ce spunea perfect și Pandi și am remarcat cu toții, are doi jucători extrem de rapizi pe benzile terenului, Hlisei și Custal, care contează foarte mult, care pleacă lansați de acolo. La fel cum și trioul acesta pe care l-a avut el în defensivă, mă gândesc la Săpunarul, Dragoș Grigore, Dandea, este foarte puternic când sunt împreună. Nu le-a dat spații, iar dacă stăm să ne gândim per total, CFR-ul, care are o serie de vreo 3-4 meciuri foarte slabe, fără rezultate cu Dan Petrescu, CFR-ul are o situație, doar două situații. În prima repriză sunt două situații pe care le are Rapidul. Are o singură primă situație, dar abia în minutul 49, are un șut în minutul 30 al lui Chipciu, apoi în Debeliu are o rea pe lângă poartă pe minutul 49, dacă nu mă înșel, și ultima situație este în minutul 82 la un corner. Deci CFR-ul de data aceasta nu numai că a redovedit că nu este o echipă care are pregătite acțiunile de atac sincronizate, un 2, un 2 pentru al treilea, pase pe cular, verticalizări, învăluiri și așa mai departe, dar de data aceasta, la felul în care s-a apărat Rapidul și la calitățile deosebite defensive pe care le are tritentul acesta defensiv al Rapidului de care aminteam, n-au avut nici din faze fixe nicio situație de a marca. La fel cum, surprinzător pentru mine, în minutul 63 face 3 schimbări Dan Petrescu. Sunt 3 schimbări care eu cel puțin nu le-am înțeles. În momentul acela era deja 2-0. Și în momentul ăla el, în loc să forțeze, probabil că are un lot destul de compact, complex, cu multe posibilități. El îl schimbă pe Omrani cu Sigur Vinson, îl schimbă pe Boateng din mijloc cu Bordeanu și îl schimbă pe... Și Costache în locul lui Chipciu. Deci nu înțelege absolut nimic. La 2-0 trebuie să ai o anumită forță în plus în atac. La fel cum, după părerea mea, Omrani este discontinu și are puține realizări față de ce, așa zisă, carte de vizită, Marseille în spate, Academia de acolo și așa mai departe, ca să nu mai spun că părerea mea este că la ce se întâmplă cu Alibec, el a rămas de la echipamentul ăla care l-aveam eu, de căzuse în puf de găină, la un told. El a rămas acolo, la nivelul de un told e rămas. Și în rest nu se poate ca la o echipă cu asemenea posibilități, cu jucători, cu eforturi, cu probabil cu cele mai mari salarii și așa mai departe, să nu contezi în fața unei echipe care practic a jucat extrem de bine, realist, la calitățile care le au jucătorii și dispunerea lor. Pentru că Rapidul până acum, din câte mi-aduc eu aminte în acest campionat, nu știu dacă a jucat vreodată cu 5 jucători pe linia de fund. Mulțumesc. Numai cu 4. Nu știu dacă mai jucat, am mai jucat un meci. Parcă poate un meci, nu știu dacă a jucat cu 3. Nu mai aduc aminte. Dar gândiți-vă totuși că și Crepulja și Albu se închid foarte bine cu Clisei și cu Stalul. Vreau să vedem cele două goluri, pentru că amintea Pandi și sunt lucruri de comentat la ambele, marcate de Bălan, care evident că a fost omul meciului. Golul de 1-0. Aici este o eroare a lui Boateng, dacă nu mă înșel, nu? Care pierde mingea. Da, dar după aia și Cestor cred că are mingea în picior, nu? Sau Cestor are mingea în picior. Nu, Cestor este complet greșit plasat. Și e gură cască la faza asta. Nu știu dacă el nu vrea să paseze, în loc să decajeze mingea aia acolo, cred că Cestor, uite Cestor unde iese, uite unde iese. El cred că în loc să dea în minge, vrea să oprească. Nu, el îi pasează lui Albu și Albu lansează pe Bălan. Nu, dar bănuiesc că acolo trebuia să dai în minge, nu să-l faci. Aici, pe planul general, pentru că vreau să mai revedem, am o întrebare, Pandi. Bălan iese bine că dă gol, dar el judecă corect faza? Nu. Nu judecă, nu? Că asta a fost și impresia. Nu, dar te-ai uitat la el, nu? Niciodată nu se uită la jucătorul din partea stângă. Cine e? Ștal acolo? Sau cine e? O să vedem pe planul general că era absolut liber. Normal ar trebui Ștal, 29, nu? Da, Ștal ar trebui să fie. Stai puțin, nu se uită ce? Nu se uită niciodată. Nu l-a văzut niciodată pe Ștal. Niciodată. Niciun moment. El a vrut să dea la poartă. Păi asta spun. A plecat niciun moment de când a preluat până când s-a dus spre poartă. Nu s-a uitat la Ștal. Ca o altă posibilitate de a fi mai sigur golul. Exact. Dar este și un moment în care Manea se așează exact pe o eventuală direcție de pasare a lui... Nu știu că Manea se duce într-o viteză. Nu știu cum putea să paseze. Putea foarte ușor prin spatele lui Manea. Printre și acolo, prin spate, printre, putea să... Nu, dar aici, da, acolo e mai greu. Cum putea, pentru că nu se uită niciodată. Niciun moment. Eu înțeleg, am mai discutat despre asta, înțeleg. E gol, e nu știu ce, dar e corect ce face? Până la urmă, când dai gol, e corect. Că dacă a dat gol, e corect, dar când dădea gol... Stai puțin, dacă eu îl vedeam... Deci dacă eu îl vedeam că se uită la Ștal și încearcă să aibă două soluții, da? Și poarta și pe Ștal, îl înțelegeam atunci. Mi s-a părut că nu e momentul bun pentru Ștal și a ales să tragă la poartă. Dar tu niciodată nu ești preocupat să te uiți în partea stângă dacă ai sau nu ai jucători. Puteau să fie 3 libere acolo. Da. El nu-i vedea pe niciunul. Asta a fost și impresia mea, de aceea te-am și întrebat. Golul 2, marcat de același Bălan. Iar aici CFR-ul stă cumva organizată în defensivă, adică nu e prinsă pe contraatac, nu e surprinsă. Aici, dacă la primul gol i-aș găsi niște scuze lui Manea, la golul 2 e greu să-i găsești o scuză. Și te întrebi de ce pleacă... Zici că trebuia să strângă. Nu, dar nu că zic. Trebuia 100% să strângă. N-avea ce să caute în poartă. La ce te duci în poartă, când mai ales că aici îl vezi pe Bălan că se apropie de tine. Doar trebuia să vii în fața lui, să lași pe jucătorul din spatele tău liber și să vii la Bălan. Dar n-am înțeles de ce fuge în poartă, că aici n-am înțeles-o. Ce are în cap? Asta nu pot să-ți explic. Păi știi că nu mai ajunge la Bălan și atunci... Dacă a plecat din momentul centrării, ajungea că era lângă el. Ajungea la Bălan, da. Cum? El ajungea? Da. Nu, aici nu-i prea găsești scuze la asta. Asta mi se pare greșeală. E vinovat și Burcă, pentru că el nu anticipează corect desfășurarea fazei. Dar se rezolva foarte bine dacă Manea venea. Da, nu, dar totuși de la Burcă ai pretenția că fiind internațional, un jucător de mare, adică de experiență, a anticipat greșit sau, mă rog, poziționarea lui nu e bună. Cum mi se pare? Era o fază foarte ușoară rezolvată de Manea, după părerea mea. După mine, uitându-mă la faza asta și la... Uitați-vă cât de nesincronizată este apărarea CFR-ului. Acum sunt într-o oarecare linie, dar Manea din nou nu se uită, cum îmi spuneam eu. Cum îmi spuneam, te uiți puțin în stânga să vezi frații tăi pe ce linie sunt și după aceea te uiți în direcția aia, dar e o fracțiune de secundă care trebuie să o faci. Dacă este educată, dacă este explicată. Îmi aduc aminte, văzând faza asta și coordonarea pe ieșit a apărării, erau antrenate în perioada în care era Sacchi la Milan, cu niște jucători toți, cu Tasoti, cu Picu, cu Costa Curta, Baresi, Maldini. Mergea până acolo încât pe faze de atac în antrenament îi punea pe toți cu oață, să legau, ca să joace împreună și ca să iasă împreună, să nu doarmă unul. Dacă ești acolo, te-a tras același lucru, mi l-a povestea, nu mai îmi vine în cap, a avut în perioada anilor după 90, imediat Lăcătuș a fost la Firenze, la Florentina, da. Și avea un antrenor brazilian care la fel îi pregătea. Îi punea... Lazaroni, cred că... Lazaroni, da. Lazaroni, da, bravo, ai dreptate. Lazaroni. Dar să știi că în ziua de astăzi nu mi se pare rău dacă îi pui pe jucători să facă asta. Nu mai avem nici sfoară, nu mai avem nici... Nu știu cine a dezvăluit cu Nica, care a pățit chestiunea asta când a plecat la Atalanta. Ce faci tu? Păi stai puțin că... Antrenorul, practic, era puțin șocat de faptul că el nu are... cum să spun, elementele de bază pentru un apărător. Da. Când să iasă, când să stea în linie, când să... șocat cum l-au luat dacă nu are elementele de bază. Ce știi, l-o fi adus. El o fi adus. Și acolo, se fac transferurile, ți l-a adus, nu? Nu se fac transferurile peste tot doar de antrenor. Mie nu mi se pare că este ceva ieșit din comun în ziua de astăzi să le arăți, pentru că asta te ajută. A plecat ăla, te trage fără să vrei. Dacă dormi, te-a tras. Le creezi reflexul, domnule. Crezi că la unii le rupi. În față de arbitraj, Ovidiu Hațegan a condus acest meci. Deci, practic, arbitrul numărul 1, care, apropo, are un meci foarte tare în această etapă de Champions League, Benfica-Bayern München, unul dintre cele mai importante meciuri din această săptămână. Care i-a pus respect, Dane, după părerea mea. În acest meci. În acest meci. Jucătorii au știut de la început ca un arbitru de mare clasă în teren. Și important. Uite-te că Rapidul, în general, nu scapă fără 3-4, dacă nu mai multe cartonașe galbene la fiecare meci. Este pentru prima dată, cred că, ia un singur cartonaș galben, poate merita și pe al doilea, o să mai discutăm, același Junior Moraes, un singur cartonaș galben Rapid, un singur cartonaș CFR. Mi se pare prima fază, minutul 15, Omrani cu Crepulja. Avem un Omrani care dă mingea pe lângă apărător. N-aș zice că este penalty, pentru că și atacantul intră în apărător, că apărătorul nu reușește să se ducă, dar puțin face o mișcare, e o fază discutabilă, dar se dă credit arbitrului. Dacă erau pe timpul nostru, când fotbaliștii mai făceau armata, puteai să spui că s-au lovit în nepoleți. Da. La faza mai mult în partea asta la Costache. Însă, în ceea ce îl privește pe Hațegan, după părerea mea, a arbitrat aproape fără greșeală. Da, da, da. A făcut o partidă extraordinară. Cred că trebuia un cartonaș galben la început lui Burcă. Ții minte? Sare cu cotul... Hai să rămânem aici. Deci, practic, mai degrabă nu e penalty. Nu este. Nu e. Ok. Minutul 26... Minutul 11 trebuia un galben la Burcă. Minutul 26, dacă e sau nu offside la ce am văzut mai devreme. Dar nu este... Aici... Nu. Se vede clar aici. Nu chiar clar, dar... Nu este. Clar. Decizie foarte bună și poziție bună. Cel puțin. Cam acolo e apărătorul. Nu zice că e un metru, dar... Cristi, crezi că e un metru? Nu știu că e un metru, dar arbitru asistent este pe penultimul apărător. Dacă ne uităm compar distanța între arbitru asistent... La linia centrului terenului și eu merg pe ideea lui Pandi că e un metru. Ok, deci nu e offside. Nu este offside. Bun. Minutul 45, un gol anulat Rapidului pentru offside. Aici este o fază mai grea, dar a avut noroc... Nu a avut niciun noroc că nu stă bine el. Cine asistentul? Da, stă bine. De cum nu a avut noroc? După părerea mea, decizie bună. E mai puțin offside, dar este și aici trebuie să fii asistent bun ca să... Adică tu, Pani, spui că nu e offside aici? Nu, cum stă el bine? Asta nu înțeleg eu. Păi stă bine, cum stă? El fix pe linia piciorului lui... Trebuia să fie un pic mai în stânga lui. Stă 2 metri în stânga. Hai să luăm așa. Piciorul lui stâng este aproape pe linie cu cine este acolo? Camora? Este un metru de 16 metri, Dane, pe când tu ești în partea asta la... Cum să fie doar un metru de 16 metri? Deci este 2 metri cel puțin prost plasat. Minim 2 metri. Nu, 2 metri nu cred. Trebuie să fie pe aceeași linie cu penultimul apărător, nu cu atacantul. Cu Camora pe bit. Ce diferență? El e un metru jumătate puțin mai încolo. Ce spui că Bălan e diferență de Camora vreo 2 metri. Când ei stă aproape pe aceeași linie. Trebuie să stea mai... Păi nu, dar Bălan este... 2 metri trebuie să stea. Este mai în stânga. În poziție de offside mică, tu ai spus. Da, și trebuia să fie mai în stânga arbitrul asistent. El, dacă este pe linie cu Bălan, este aproape bine. Din moment ce admitem că Bălan este... Dar nu vede, să știi. El n-are cum să vadă, îl vede pe Bălan din poziția aia. El este și în fața... El vede. El vede ce vedem noi. Nu are cum să vadă. Este și în fața lui Bălan. Nu are cum să vadă offside-ul el dacă stă acolo, după părerea mea. Lui mai mult îi se pare că este offside. Da, că îl vede pe Bălan din diagonala aia. Că e mai mult offside dacă el... O să-ți explic. Păi da, pe eu și nu e offside. Îl vede pe Bălan, pentru că vede pe Bălan mai mult în offside decât este în realitate. Noi acum, practic, ne punem întrebarea cum de-a dat o decizie bună, a doua în acest meci, l-a văzut în offside. Când noi avem nevoie de stopcajul să ne dăm seama. Dar poziția lui nu e bună. Pandi și ce vrea să spună? Că din poziția lui îl vede clar pe Bălan în offside, chiar dacă nu era. Asta vreau să zic, dacă Bălan era un pic mai în spate, să fie pe aceeași linie cu Camora, așa. Din cauza faptului că asistentul a fost un pic mai în față, risca să-l vadă în offside pe Bălan. Asta e o presupunere a noastră. Păi nu, e matematică clară, că n-ai unghiul, te uiți. Presupunerea noastră că el ar fi ridicat pe unul dacă nu era în offside. Nu poți să vezi, dacă vezi în diagonal, îl vezi pe ăla mai aproape. Repet, asta este o presupunere. Dane, nu e presupunere. Nu spun ce vede, e presupunere că el ar fi ridicat panionul. Este precis că îl vedea în offside, pentru că e geometrie clară, spațiu. Presupunerea asta că nu știu dacă l-ar fi ridicat. Da. Păi, evident, de unde știu? Da, dar noi am spus că îl vedea, noi vorbim de ce vedea el. Nu e, mă, e topometrie. Topograf. Până una alta, eu văd la acest asistent două decizii foarte bune. Foarte bune, da. Foarte bune. Și sigur pe el. Și sigur pe el. Două bune pe ghicitoare. Prefer un arbitru pe ghicitoare decât unul care are valoare. Eu nu prefer nimic pe ghicitoare, pentru că aceeași ghicitoare mâine poate să nu mai fie. Nu știu, deocamdată nu. Nu. Ghicitoare, eu nu vreau ghicitoare. Ba da, mă iau pentru că nu are poziție cum trebuie. Bine. El ia așa că ghicește. Până la arbitrii ghicitori, cum spui tu. Dane, nu mă interesează că astăzi, pentru că dacă ești ghicitor, Dane, dacă ești ghicitor, mâine nu le mai ghicești. Ba da, mâine nu le mai ghicești. Nu e ghicitor, pentru că a luat două decizii foarte bune. Minutul 53. Galben la Moraiș, pe care îl primește. Da, este galben, clar. Că galben pentru că vine... Asta nu. Aș fi vrut și eu să întreb. Este mai mult, decât cartonaș galben. Pare că e urâtă, rău. Este urâtă, este un galben aprins, dar este galben pentru că este jos la nivelul gazonului. Mi se pare că e este mai un galben mult puțin aprins, decât galben, mi se pare. Un galben aprins pentru că este la nivelul gazonului. Deci galben e suficient. Galbenul este... Și minutul 76... Se cam duce mai mult pe picior decât pe mine. Da, minutul 76, Moraiș face un faul la marginea... Aici vorbim de oprirea unui atac promițător și de ce o să văd... Deci faultul există, nu mai discutăm. Am făcut un... Era un jucător la care fugea după minge. Da, uite aici, am făcut un stop cadru, am dat cu încetinitorul și am făcut stop. Deci jucătorul atacant... În galben, sigur, el ajungea la minge și intra în suprafața de pedeapsă, creând o situație promițătoare, nu evident de gol. Și atunci când sunt situații promițătoare, de obicei se întâmplă la limita suprafeței, se sancționează cu galben pentru așa ceva. Bun, și atunci trebuie eliminat. Da, da. Nu pot, deci eu vorbesc de tot meciul, eu nu vorbesc de o fază. Nu. Noi discutăm acum faza asta. E de discutat. Deci trebuie eliminat. Știi de ce? E de discutat. După ce a oprit, un jucător de la CFR și creează confuzie. Și nu, și Balaj zice ce galben, că e un simplu fault. Cine a zis? Cine a zis? Un jucător de la CFR. I-a zis lui Balaj, lui Hațegan. Asta nu ne mai confundăm. Domn președinte, i-a zis lui Hațegan de ce n-a dat galben, că știa. Și el a zis ce galben, că e un simplu fault. Așa s-a văzut pe buze că a fost reacția lui. Nu e un simplu fault, nu? Din cauza zonei, dar... Nu, are duritate, dar pentru faptul că oprește un atac permițător. Creează confuzie că imediat ajunge jucătorul din dreapta. Dar dacă jucătorul care a fost faultat n-ar fi fost faultat, ajungea el la minge. Am înțeles. Apoi, în minutul 89, CFR solicită penalti la o fază în care e implicat Costache. Să știi că e urâtă asta. Eu am zis că nu este, mă antepronunț. Tot Crepulja e acolo. Cu toate că apărătorul se expune, intră în el, adică se duce așa, pași mărunți în el. Cred că arbitrul nu dă la asemenea faze atunci când un atacant, și nu vorbesc de Costache sau orice jucător, că mai există, de exemplu, și la FCSB, SB Tănase, când un jucător, și trebuie să înțeleagă jucătorii, când jucătorii cad exagerând, creează acea arcadă a corpului cu mâinile ridicate, ca și cum ar fi fost lovit de un par, atunci dă impresia arbitrului că el exagerează, că este o exagerare de fapt, dar... Chiar e o exagerare. Prin modul în care cade. Nu, dar el cade pentru că intră în el. Pandi, dacă îți dai penalti... Nu dai penalti, aici îți dai acord, gândești cum vrei. Dar nu spune că nu cade... Hai că era nici lucru terenului faza. Nu, nu spune că... Eu am spus că e aproape fără greșeală. Aici e... Nu, el pleacă, Crepulja stă pe loc, după care pleacă în partea dreaptă. Apărătorul nu are nimic în comun cu mingea și se duce în dreapta spre atacant. Pe direcția lui de alergare. Nu știu dacă e penalti sau nu, dar nu cade Costache. Apărătorul s-a expus. Mie nu mi se pare, da, da, e o pâine, o părere. Da, da, după părerea. Poate aici Sefer să-l încurce, să vină în momentul ăla în fața lui și el să nu vadă, că vezi la un moment dat Sefer parcă e. Și el încearcă cu capul. Noi vedem diferit, avem un alt unghi. Nu știu. Ia să te uiți la el aici. Îi vine Sefer în față. Îi vine, da. Ia uite. La un moment dat îi vine Sefer. Vezi? Și să mișcă în dreapta, să vadă, dar nu știe, da. Nu, eu zic că... Nu mi se pare. Mie mi se pare că... Eu accept din partea unui arbitru. Poți să dai peste arbitru care îți dă penalti. Pe VAR nu se dă. Dacă vă vreo fază de asta, eu accept din partea unui arbitru asemenea decizie. Eu accept. La VAR ce s-ar fi întâmplat? E de discutat, nu? Adică nu e o fază clară. Dacă repet, apărătorul s-a expus. Dacă îl vezi pe apărător, doar că nu mi-aș dori, nu mi s-ar părea corect ca împotriva aceleași echipe să dai un penalti de genul acesta. Adică... Nu vorbim aici împotriva unei echipe sau de... Mi se pare că discutăm o fază. E sau nu e penalti? Normal că dacă zicem azi că nu e penalti, dacă PST analizăm aceeași fază... Eu atâta timp cât am acceptat-o și mie în timpul jocului mi s-a părut o exagerare din partea atacantului. Și mai avem o faptă. Decizia că tot vine iarna e apropiată de bodycheck, de hockey. Intră în el, da. Ok. Minutul 90, ocazia lui Debeliuc, s-a ridicat Fanionu. Bine, el apucase, adică nu apucase, de fapt... Ce? Nu e niciun offset aici. Nu e, nu. Păi de asta spun, vezi, ghicitoare. Ghicitoare, ghici, n-a mai ghicit-o. Nu-l văd nici acum, nu știu unde stă nici acum. Da, nu știu, probabil că a fost plasat corect. Păi cum? Bine, noi bănuim că nu este offset. Deci s-a spus cu ghicitoare, uite unde se ajunge cu ghicitoare. Bănuim că nu este offset. Așa e, e vreo 10 metri mai încolo. Offside? Tușierul. Ah, păi da, el tot timpul le ghicește cu ghicitoarea, dacă a ghicit-o bine. De regulă la offside noi ne dăm cu părerea că am văzut faze la VAR. Dar să știi că este același lucru. Din cauza poziției lui, el îl vede doar pe diagonală direct pe atacant. S-ar putea să mai intervine ceva. Cristi poate să spună. Convingerea mea este că în anumite momente tușierul, dacă stă exact pe linie cu apărătorii, are un handicap de a stabili cine e mai în față, cine mai în spate. Dacă stă puțin în lateral, are un unghi mai bun de a constata. Vezi aici, dar foarte aproape. Tare mie să nu stea pe linie cu Costache aici. Tare mie că stă pe linie cu Costache. Când stai pe linie, devine perete. Tare mie că stă pe linie cu Costache. El nu apare, nu poți să stai seama. Păi nu apare pentru că e în alte parte. Sunt foarte mulți asistenți care stau mai în față să nu-i surprindă faza, pentru că atacanții jucătorii au viteză mai mare decât unii dintre ei. Și cu ghicitoare. Bun, mergem mai departe. FCSB Mioveni, un meci special, jucat în condiții speciale pentru FCSB. În primul rând, locul de disputare a fost la Buzău, la fel ca Rapid. FCSB n-a putut să folosească niciun stadion din București și a plecat la Buzău. A avut numai puțin de 15 jucători indisponibili, accidentați, testați pozitiv sau în izolare. Și practic a avut doar 13 jucători limita minimă admisă pentru a se putea prezenta la UME. Și cu toate acestea a câștigat, din ceea ce am văzut eu, foarte ușor. Nu știu cum vi s-a părut dumneavoastră. Bine, nu știu dacă au câștigat foarte ușor, până minutul 45. Cert este că, în ciuda acestor indisponibilități de care spuneai, totuși eu cred că FCSB-ul are un lot ca dovadă că echipa care a aruncat un teren este o echipă cu jucători buni, jucători valoroși. Dacă stăm să ne gândim la linia de apărare în care nu au niciun absent, că ăștia au jucat până acum. Apoi, Olaru și Tănase sunt jucători titulari. Perianu mai intra, mai juca, dar e un jucător închizător care justifică prezența acolo, ca să nu mai spun de Stoica, care e un talent incontestabil, Cheșeru, care își face datoria, și Dumităr. Problema este că sunt două lucruri. În primul rând, este inadmisibil răutatea asta teribilă de încăpățânare, de orgoliu total nejustificat, fără sens, fără niciun fel de bază logică de gândire, FCSB-ul să nu lasă joace când a fost inaugurat stadionul ăsta, Steaua, că se confundă cei cu actele, cu procesele, cu Băiatul ăla care sare la tot felul, în toate instanțele, sare pe masa judecătorilor și așa mai departe. Totuși, FCSB-ul, fosta Steaua, actual FCSB-ul, e un stadion care e legat de, într-un fel, de istoria. Lasă-i, domnule, să joace și pe ei acolo. Nu-i trimite pe la Buzău, pe acolo unde... Bine, nu e prima dată când joacă la Buzău. Dar cert este că la această partidă, după părerea mea, diferența este clar făcută în momentul în care este eliminat Buziuc, în minutul 45. În momentul ăla, practic, un om în plus era firesc ca valoarea superioară de pătrundere, de combinație de la mijloc în față pe care au jucătorii FCSB Becaliuții, cum îi spun eu, să se impună. Bine, și până la atunci, prima repriză, FCSB a avut ocazii. Nu știu dacă a avut. Da. Nu mi s-a părut. Care? În minutul 34, pasa aia, șutul ăla lui Cheșeru. Șutul ăla, da. Nu știu dacă a fost foarte ușor pentru FCSB, pentru că primul șut pe poartă, dacă îl numești șut, este capul Tănase, minutul 54. Până atunci n-au tras niciun șut pe poartă. FCSB-ul. Ăsta este primul șut pe poartă. Nu tragi pe poartă, n-ai ocazie. În minutul 54. Meciul s-a rupt, după părerea mea, nu în 45, că probabil în 10 câștigau până la urmă FCSB-ul, deci terenul era cum era, în minutul 55, când este penaltiul ăla, care eu nu cred că este, da? Vreau să-l mai văd, poate mă păcălesc și Cristi o să-mi spună. După aia s-a rupt, s-a dus într-o singură direcție și s-a ajuns la scorul de 3-0 în 15 minute. Exact practic. Ce spune Pandi, în prima repriză, în egalitatea aceasta numerică, într-un fel, raportul ocaziilor e echilibrat. Hai să spun un 2-1 pentru Steaua. Însă în repriza a doua, clar, cu un om în plus, Steaua are 7 situații de amară. Aia e altceva, de asta spun. Dar nu e prima repriză atât de clară. Terenul greu... Și în prima repriză niște ocazii. Dar, Dane, important pentru FCSB a fost să câștige meciul ăsta. Evident. Pentru că era o situație foarte, foarte complicată. La limită, da. Fără o grămadă de jucători, fără antrenori, fără toată lumea, practic. Și fără cei pe care i-a adus, da, să fie în locul antrenorilor, nici ei n-au putut. Adică situația a fost foarte complicată. Cred că se gândeau să câștige cu 1-0, da. Nici nu mai vroiau absolut nimic. Adică le spuneai 1-0, se termină meciul, 1-0, lăsați-ne să plecăm, să terminăm o dată meciul. Până la urmă ajunge 3-0, dar vreau să văd și în minutul 55 și în minutul 60 dacă este. Sunt și alte faze și dacă tot ai amintit de ele, haideți să le facem, că sunt importante, deși scorul e 3-0 și ar putea să ne păcălească. Dacă multă lume spune ce mai discutăm la 3-0, păi discutăm că e important. Pentru că începe... Dar le luăm în ordine, în care s-au petrecut. În minutul 9, FCSB solicită un penalti. La această fază în care sunt implicați Olaru, Scarlatache și portarul Popescu. Cristi, hai să lămurim faza. Eu... Să nu zici că ai pus genunchiul ăla ca să... La asemenea, nu. Eu la asemenea faze aș lăsa jocul să continue. Da, firesc. Și vă spun și de ce. Pentru că jucătorul în galben, apărătorul, Scarlatache... Ce slab a fost Scarlatache la meci. Lovește mingea, după care... Deci în același timp este din spate piedică de către portar și împins de către adversar. Da. El cade din cauza intervenției amândouă. Atacantul nu a fost faultat, să ne înțelegem. A crezut că de asta mi-ai pus. Piciorul stâng al portarului se duce direct în Olaru. Da, da. După ce se întâmplă și... După ce Olaru împinge. După ce Olaru împinge. Olaru împinge pe Scarlatache, adică intră fără să joace mingea. Motiv pentru care decizia corectă este lasă jocul să continue. Adică ce-a lăsat. Ce-a și lăsat, da. Ce-a și lăsat. Ok. Apoi, minutul... Avem cele două cartonașe galbene ale lui Buziuc. Să le faci, sau nu, prima dată minutul 30, un alt posibil penalti pentru FCSB. Aici când apărătorii trag sau țin, riscă foarte mult. Pentru că poți să ai un jucător atacant care exagerează căderea. Nu văd în acest moment un tricou întins, dar văd că îl trage de mână. Nu, îl trage de tricou. Și de tricou îl trage. În momentul în care ai o ținere, când o să avem varul, se vor acorda lovitori de pedeapsă. Nu, îi trage de tricou, de mânecă, îi trage, îi face greu de depistat. Greu de mânecă îi trage. Aici este penalti. Se vede tricou. Ceea ce nu știu eu, în schimb, dacă jucătorul atacant, cheșelul, este sau nu în poziție de ofsaid. Asta este o altă discuție. Poate dacă putem să facem un stop cadru când trage la poartă. Dar în momentul când o să avem var, să știe apărătorii că nu mai scapă. Și dacă cheșerul face fault acolo la portare. Păi nu, dar asta e după, practic, Pandi. Că faultul e înainte. Păi faultul la Dumitru e înainte de a face cheșerul fault în atac. Da. Aici e faultul deja. Da, deja înțelegi? Uite, uite cum e tricou. Nu, îl trage sucește. Acolo este fault. Uite cum se ridică. Adică îl trage clar de mânecă. Nu, faultul este clar. Dar e bună și întrebarea lui Cristi dacă e offside la cheșer. Nu este offside? Nu. Cheșer, atunci este lovitură. Dar uite tricoul, trage 100%. Da. Eu acum văd, vezi, eu acum văd că acolo e dat. Uite cum mi se ridică tricoul. Puțin cam... Dacă puteți să facem un stop cadru în momentul în care șutează, să ne dăm seama dacă e sau nu cheșerul în offside, dacă nu mergem mai departe. E greu. Și asta e la 0-0, trasul ăsta. Nu. Nu, cred că are piciorul stâng scat la atac, e? Nu cred că e. Piciorul stâng scat la atac, nu cred că e offside. Bun, cele două galbene pe care le încasează Buziuc, practic într-un sfert de oră. Primul este minutul 29. Ei, de obicei, dacă se greșește sau nu la două avertismente, primul poți să le eviți. Și mai ales atunci când avem terenuri grele, când sunt alunecări, jucătorii sunt expuși și fac multe faulturi. Avem un jucător care face alunecare, lovește mingea, clar. După care cu piciorul îndoit, retras, n-are cum să-și oprească alergarea. Deci, jucătorul în galben lovește mingea, trece printre picioarele apărătorului, își îndoaie piciorul și n-are cum să se oprească, că terenul e moale, uite-te. Da, dacă îmi faci din spate o astfel de intervenție... Ce face? E de ducă după minge, deci, nu mai poate. Atenție mare, când îți îndoi piciorul, noi vorbim nu de faul, vorbim de cartonaș galben. Păi da, de galben. Nu sunt cel mai convins că e cel mai clar galben. Dar știi cum se pune aici? Adică cum cred eu? Tu îți asumi că în momentul în care intri din spate, chiar dacă atingi mingea, poți să produci și un fault de galben. Bineînțeles că poți să produci fault de galben. Decisiv este jucarea mingii. Dacă înjoci mingea și ferești adversarul și îți îndoi piciorul, nu vii cu talpa, cu gheata spre el, da, că chiar riști să te accidentezi și tu. Când joci mingea și ai piciorul de sub tine îndoit, dreptul cu care îl atingi. Păi, da, ia uite-te tu să vezi pe piciorul drept al lui Dumitru, nu? Sau cine e acolo? Dumitru. Da, are piciorul îndoit. Nu. Impactul. Aici e clar la lovirea mingii. Da, de-aia am spus că e fault. Nu știu dacă vii cu tot cu corpul. Nu sunt cel mai... Uite. Eu nu contează cu corpul. Deci nu e cel mai clar galben. Dacă ai dat galben, e de acceptat, dar nu e cel mai clar cartonaș galben. Deci dacă genunchiul drept... De obicei... Buziuc să vezi în piciorul drept al lui, uite cum se duce. Da, dar e cu piciorul îndoit, e pe sol, înțelegi? Nu știu dacă mă înțelegi, nu e cu gheata, cu crampoanele. Deci spui că nu se impunea galben. Repet, iarăși vorbim de un teren umed când contactele se acceptă la un alt nivel. Și mingea rămâne în spatele lui Dumitru la un moment dat. Da, ok, deci tu spui că nu trebuie. Dar e de discutat acest galben, nu zic că e o greșeală neapărat. De obicei, la două galbene, primul eventual poți să le viți. La al doilea, arbitrii nu prea greșesc. Iar aici este un al doilea galben clar. Un jucător care știa că are cartonaș galben, alunecare, piciorul ridicat, se dă cartonaș. Aici, chiar dacă a dat acel galben și nu l-ar fi dat pe acesta, era o greșeală majoră. Atunci avea o greșeală majoră și scădea nota. Deci, pentru că ăsta este galben clar. Scoate două galbene. Deci un jucător care are... Un jucător care știe că are galben n-are voie să aibă asemenea intrări. Vrea și mai multe minute după meci. Bun. Și apoi, da, e interesant de discutat. Aș ajunge la faza din minutul 55. 0-0 era scorul. Și Bârsan dă penalti aici. Da. Ia să vedem aici. Începe prin a spune că decizia corectă ar fi fost să nu acorde lovitură de pedeapsă. Dar nu sunt de acord pentru că am început să urmăresc. Eu n-am văzut meciul în direct. Da. Nu sunt de acord cu cei care spun că este o greșeală enormă, majoră, adică arbitrul a inventat ceva. De ce? Putem să spunem eventual că arbitrul s-a păcălit. El a considerat că ceea ce se întâmplă după jucarea mingii trebuie sancționat. Ori noi am stabilit că atunci când un jucător joacă mingea clar, cum s-a întâmplat și aici, și după aceea apare un contact cu atacantul, nu sancționăm decât în situația în care contactul este de o manieră imprudentă sau faul grosolan care necesită cartonaj galben dacă este imprudență sau cartonaj roșu. Doar atunci sancționăm. Asemenea dueluri sunt permise după ce ai jucat mingea în mod evident. Și atunci s-a păcălit. Arbitrul a considerat că mingea n-a fost jucată suficient de mult, a rămas la distanță de joc, atacantul avea posibilitatea să joace mingea și n-a mai putut să o joace pentru că l-a împiedicat apărătorul. Păi da, apărătorul nu îl împiedică. Există, cum nu? Stai puțin. Cristi, ai jucat și tu fotbal. Când cazi, nu sunt de acord cu tine. Nu-ți controla picioarele cât să le lipești de pământ. Ok, uite, cum nu împiedică aici? Nu cumva, nu. Da, dar am înțeles de ce o și joacă și dacă nu mă înșel, cred că o trimite și în afara terenului. Nu, era în joc. Ăsta este motivul, deci considerațiile și judecata arbitrului l-a indus în eroare, s-a păcălit. Eu am explicat de ce, ca să înțeleagă telespectatorii, să nu-și imagineze, domnule, că a inventat ceva. Nu, așa a gândit el. Ca și cum niciodată nu se inventează niciodată un penalti. Cam așa zici. Adică, adică nu există la un arbitru să inventeze ceva. Nu am zis asta așa, așa a gândit el, nu. Eu calculând nu, așa a gândit. Nu, dar trebuie să nu înțelegem. A gândit greșit. Păi da, a gândit greșit, dar nu e... Păi da, dar am început prin a spune că nu este penalti. Nu așa am început discuția. Să știi că picioarele alea totuși... Păi vezi că și tu acum vezi diferit. Sunt puțin... Vezi că și tu puteai să fii arbitru, te păcălești? Mi se pare că le ridică puțin. Vezi că te puteai păcăli? Cu piciorul stâng, nu? Cu călcâiul vine în... Dar nu se acordă penalti pentru că dacă s-a întâmplat ceva, clar s-a jucat mingea. Da, asta scarlatac e să joci atât de slab, nu mă gândeam. Bun, și mai avem dacă este sau nu offside la golul 2. Am scris că nu este. Al lui Dumitru. Da. Bine, nu ăsta este momentul în care îi sare mingea lui Stoica. Aici este? Nici mie nu mi se pare. Aici este cheșerul în offside? Nu. Ce, ți se pare că e? Mie mi se pare că nu e. Adică gheata dreaptă a apărătorului e puțin mai spre poartă. Sau cel puțin pe linie. Așa mi se pare mie. Doar bănuim. Da, eu, dacă e pe bănuit, mi se pare că e puțin mai în față. Da? Supoziție. Da, mie nu mi se pare că e offside. Nu, nu. Supoziție. Cum? Nu poți, că bănuie, nu poți să zici nimic. Mi se pare, asta de ce și spun. Discutăm până la VAR, că ne-a anunțat mai devreme Papa de la Botoșan, că până și Albania. M-a șocat ce am auzit. Albania are VAR, nu știam de Albania. Știam de alte multe țări, dacă Albania are VAR și România nu are VAR. Și ăla Bălan e în offside. Păi ce diferență este între asta și Bălan? E același lucru. Da. Continuăm analiza etapei. Gazmetan-Dinamo, victorie pentru Gazmetan în fața lui Dinamo. Pandi. Dacă scoatem cele două goluri, cred că e echilibrat și pe final chiar câștigă Dinamo. Da, într-adevăr, sunt două goluri, rar vezi la noi în campionat asemenea goluri. Dacă al doilea, hai să zici că e lobul ăla, da, deși și ăla, fără să facă preluare, dar primul este un șut de mare clasă. Al unui jucător care probabil pentru ce a făcut în ultimul timp merită poate să facă saltul la o echipă mai bună. Adică este un jucător, nu prea avem un jucător care să aibă un stâng din ăsta așa bun, să spună mingea cam unde vrea, loviturile lui libere sunt foarte periculoase, bagă interiorul ăla în ele cum nu prea vezi, șutul la poartă este foarte bun, probabil că de multe ori dispare din joc, dar este un jucător foarte interesant. Năudiu, despre Dinamo ne spuneți dumneavoastră, ne-am vorbit de acolo. Dinamo vreo 15-20 de minute a fost cam de la egalitate cu Clinceniu. Da, cam cu Clinceniu, da. Nu, cu Gazul, nici să compară. Deci, deși dacă stăm să ne gândim ce spunea Pandin, minutul 12 este un anunț al lui Deac, nu, atenție că sunt periculos, care trage și scoate eșeanul tot așa cu piciorul stâng. Însă, bine, situația este foarte grea pentru că, clar, transferurile care s-au făcut chiar în urmă cu 2 ani și jumătate, 3 ani, nu sunt deloc pentru nivelul lui Dinamo. Și mă refer la faptul că Mircea Rednic a încercat, a început cu Ivanovski, cu Sorescu, cu Torje, a încercat în anumite momente să-l împingă pe Itu, cam ca al doilea vârf, adică a schimbat așezarea așa cum se face și cum fac mulți antrenori pe afară, așezarea echipei ca să surprindă adversarul. Problema care s-a pus este că lucrurile astea n-au venit, nu sunt pregătite, nu sunt încă așezate, nu sunt niște combinații pregătite, făcute și învățate de jucători, e normal în timpul ăsta, iar schimbările respective încă n-au pus probleme deosebite adversarului. Pentru că dacă stăm să ne gândim, în prima repriză sunt cele două șuturi. E adevărat deosebită a lui Eșanu, este încă și a lui Deaconu, este șutul care îl scoate Eșanu în minutul 12 și mai este, dacă nu mă înșel, în finalul primei reprize o minge la care scapă Sar și calcă pe minge. În ceea ce înseamnă o defensivă care are problemă, să mai vedem ce înseamnă și Pintul ăsta, câtă valoare are. Cert este că în repriza a doua, de fapt, singura ocazie pe care o are Dinamo, dacă se poate numi o ocazie, este penaltiul acela acordat la Iuri, care nu este deloc justificat. Deci, în prima repriză, Gazmetanu a avut clar superioritatea, după minutul 15, repet, și sigur că golurile de minutul 36 și 38 nu trebuie privite neapărat prin prisma execuției lui Deaconu, pentru că în ambele situații, sigur, la primul lovirea mingii este perfectă, îl prinde puțin ieșit pe Eșanu, dar orice portar stă la 4-5 metri, pentru că unghiul pe undeva îți este mai convenabil că nu te prinde pe linia porții, care e mai mare spațiu. Vorbiți de primul gol acum? Vorbesc și de primul gol, dar și de al doilea. Dar nu la 8 metri. Da, era destul de departe. Era dincolo de 6 metri. Da? Destul de departe. La al doilea, iar problema care, după părerea mea, iar trebuie luată în calcul, este faptul că aceste două goluri, minutul 36 și 38, Deaconul ăsta are în jur 3 jucători de la Dinamo. Matei, Răuță și Neopse Filip, care pur și simplu nu fac absolut nimic, se uită la el cum trece puțin și declanșează șuturile alea în vincul în partea dreaptă a lui Eșanu. De fapt, diferența a fost făcută de aici și după aceea, în repriza a doua, echipa care practic a contat, pentru că Dinamo n-a avut niciun fel de combinație. Sigur că Mircea încearcă să și forțeze, Rednic îl aduce și pe Măgureanu vârf la începutul reprizei a doua, însă... Nu, pe Măgureanu, mi se pare. L-a schimbat pe Sorescu, că asta e o altă... La pauză. La pauză. Pe Sorescu cu Moldova. Exact, la pauză. Dar tot la pauză îl schimbă pe Itu cu Măgureanu. Și intră Măgureanu vârf. Iar Moldoveanu e un fel de atacant în partea stângă. Lucrurile nu sunt încă așezate pentru că nici el nu cunoaște posibilități. În orice caz, Moldoveanu nu poate fi un jucător de bandă. Și el a avut în partea a doua jocului, a avut, dacă ne gândim, pe Ianovski, pe Ivanovski, pardon, pe Măgureanu și pe Moldoveanu, 3 vârfuri fără minci, care nu au contat. Să vedem fazele. Adrian Cojocaru, arbitru, minutul 16. Este o fază, nu știu, seamănă cu duelul dintre Scarlatache și Cheșeru? Nu. În sensul că e la pământ, dar nu seamănă, ok. Penalti sau nu? Aici apărătorul joacă mingea. Apărătorul de la Dinamo ia picioarele atacantului. E vorba de Răuță. Da, atacantul în alb este cel care oprește mingea cu piciorul drept. E al Senat, cine e, nu? Alseus. Alseus. Alseus, da. Al Senat. Și ia picioarele. Penalti. Da. Bun, minutul 82, să vedem ce penalti primește Dinamo. Este faza de minutul 16 asta. Care da, asta de minutul 16. Penalti, da? Da. Și acum minutul 82, dacă Dinamo a meritat penaltiul de care a beneficiat. Aici nu este lovitură de pedeapsă pentru că atacantul joacă mingea înainte să apară un contact cu apărătorul, iar contactul cu apărătorul, atât timp cât ambii sunt în aer, și George Negherghe spunea condiții egale, ulterior apare un contact permis de către joc, fotbalul este un sport de contact și asemenea contact nu trebuie sancționat. Adică dacă am comparat cu faza de la Mioveni CFR, ăla e mult mai penalti decât ăsta. Păi nu, aici nu e nimic. Aici nu e mai penalti. Aici nu. Dar ce a văzut? Că asta-s curios. Nu știu ce a putut să vadă. Nu știu ce a putut să vadă. Căderea teatrală a atacantului. Dar, nu, a vrut să aducă pe Dinamo în joc. Atacantul... Asta a vrut să aducă pe Dinamo în joc. Serios, asta poate să fie un argument. Pe altfel nu-i găsești nimic. Dacă vreți să ne mințim... Da, nu, că eu sunt de acord. Sunt de acord, o viață, avem una singură. Trebuie să vedem, să spunem adevărul. Da. A, putem să greșim, că suntem oameni. Putem să vorbim și de calitatea arbitrului. Dacă... Păi atunci... Atunci e mai rău. Atunci e mai rău. Da, lasă-mă să cred că după ce a arbitrat vreo... Pentru mine e mai grav, dar... Câte meciuri are 100 de meciuri în prima ligă? Pentru mine e mult mai grav să dai așa ceva, nu cred că te poți păcăli. Eu prefer lipsă de valoare decât să ai valoare și să ai interes să... Și norocul e că s-a terminat 2-1. Că 2-1, da. Ăsta e norocul. Dacă s-a terminat 2-2 să vezi bine. Bun, UTA, FCU Craiova. UTA câștigă într-o atmosferă, cred că cea mai frumoasă atmosferă din această etapă a fost la Arad. Cred că peste 50% capacitate, dacă mă întrebi așa vizual, Pandia, așa am avut impresia că au fost foarte mulți spectatori. Domnul Dinu Pandi, spune Pandi dacă vrei. Meciul începe cu un autogol în minutul 13. Mi s-a părut că cei de la Craiova au încercat încă din primele minute să se ducă peste cei de la UTA, dar parcă n-am mai văzut jocul ăla, știi, pe care îl vedeam la un moment dat cu Mutu. Da, am văzut o echipă care a apărut așa că se duce peste cealaltă, dar parcă fără idee, fără ceva concret. După care mai rămân și în 10, două cartonașe galbene, Albu, minutul 61. UTA trage și ea de rezultatul ăsta, până la urmă reușește o victorie destul de importantă. Părerea mea este că e de apreciat atmosfera, dar nu numai atmosfera de la Arad. Nu sunt de acord cu fumigenele astea care se aruncă. Nu înțeleg de ce și ce teribilism este asta. Dar pe lângă siguranța în joc pe care are și de cele mai multe ori Balin joacă în 4-4-2, doar... Din câte mi se pare, până minutul 76 face o schimbare, scoate unul din vârful pe Hora și trece de la 4-4-2 la 4-3-3. Sigur, consolidându-și într-un fel avantajul acesta luat... Și cu adversarul în 10, da. Da, și cu adversarul în 10, însă m-a impresionat că totuși e o zonă care are o anumită civilizație și un anumit respect. Dacă țineți minte, la începutul transmisiei, a fost în tribună o statuetă a creatorului UTEI, a baronului Neumann. La tribuna a doua. La tribuna a doua, fiind în... Nu, era în tribuna... La Peluză, nu? Sau unde? Nu, era în tribuna a întâia, cred. Nu. Pentru că discuția... Nu, discuția care s-a făcut este că suporterii vor ca, pe bună dreptate, această statuie să fie la tribuna întâia, pentru că este cel care a creat UTA. Dar întreaga istorie. Nu știu la ce tribună, eu știu ce vor ei. Este important, totuși, că există un respect pentru trecut, pentru noi care a creat această echipă. Care stă pe scaun acolo. Da, care stă pe scaun. Dar și ce s-a întâmplat, nu? Și eu am... Poftim? Azi am aflat întâmplător. Ce audăr? O persoană din Arad mi-a povestit că nu și-au dat seama, au pus statuia pe un scaun, și au vândut, scaunul acela, erau niște abonamente, nu bilete, abonamente a unei familii, 4 persoane, cu copii. Și el a venit și spune, ce este locul meu? Și s-a pus în brațe la statuie. Și când a fost un moment de reculegere, era în fața, apare poza, era în fața statuii. Deci da, da, era în spatele lui. N-am văzut baronul, că era, stătea în brațele baronului. Genial. Da, frumos. Baronul a condus... Suporterii erau nemulțumiți, cred că. Să vedem golul, pentru că este absolut incredibil ce a declarat. E golul lui Roger sau autogolul lui Negru? Păi nu, nu că e golul lui Roger, este... hands la Roger, pentru că el a spus-o la Flash interviu după meci. Am mai văzut mult. Mulți jucători care au spus multe lucruri și nu s-a potrivit ceea ce au spus cu ceea ce s-a întâmplat. Da, 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 despre ei. Și aici nici măcar nu-l avantaja, adică îl dezavantaja. Mi se pare că totuși... Nu văd, eu nu contest, să ne lămurim telespectatorii. Roger a spus că a jucat mingea cu mâna la gol, că a trimis mingea cu mâna în poartă. A zis că l-a atins mingea și pe mână. Dar nu aici când face preluarea, ci aici, când dă Negru. Da, mie mi se pare Greu de descifrat. Deci, mingea e trimisă de apărător, din apărător îi dă în picior sau în corp și merge în poartă, dar nu văd să-i dea în mână. Mâna dreaptă. Să-i dea în mâna dreaptă. Avusem o reluare și din spatele porții. Probabil în mâna dreaptă. Doar în mâna dreaptă. Mâna stângă nu-i dă. Nu, mâna dreaptă. Atunci există această posibilitate. În momentul când lovește acum negru, acum se poate să vezi că îi se duce și mâna dreaptă un pic în spate. Există această posibilitate. Influențează traiectoria și devine boltă. Mâna era în alergare, mișcare. Mișcarea motrică și s-a nimerit să o ducă în față în acel moment. Da. Și probabil părerea mea este că negru a vrut să degajeze în lateral și din mână a luat traiectoria acesta peste portar, autogol. Evident că nu se vede, eu spun ce a declarat jucătorul. Negru bagă piciorul și vrea să dea mingea în partea dreaptă, cum ar veni. Are piciorul în partea dreaptă. Spre dreapta, spre asistent. Se evite pericolul la bară. După care îi dă în mână și prinde bolta asta? Probabil. Că până la urmă e gol Roger din ce... Nu văd, nu... Da. Și vedem și eliminarea lui Albu. Sau din genunchi, mai degrabă s-ar putea din genunchi, da. Că nu are cum să... Nu are cum în mână să... referit doar la declarația lui. Nu, dar de unde s-ar putea să sară? Primul cartonaș corect, o să atingă și în genunchi. Poate să ținere, comportare sportivă clară, o ținere... Corect. Sancționat un cartonaș galben și al doilea mi se pare... Cum să spun, o decizie foarte bună, arbitrul, greu să descopere așa ceva, adică te poți păcăli... N-am nici l-a atins. Da, da, greu. Nu, dar ce e? Piciorul pe lângă trece. Da, dacă nu ești poziționat corect, nu vezi. Păi e aia ceva, dar trece piciorul pe lângă, nu ai nicio treabă are. Uite, la un dat sunt suprapuse picioarele, dacă nu ai o poziție corectă... Și mie mi se pare că putea să se păcălească la fața. Și eu zic că se putea păcăli. Mai ales că el cade destul de natural, ca și cum ar fi fost și asta. Dar apropo de căderea naturală, uitați-vă cum se răstoarnă, deci uitați-vă cum ultima cădere, când dă cu umărul de pământ, adică se poate accidenta, uitați-vă, pac, uitați aici, da, cu capul, nu? A dat cu capul, cădere de aia teatrală, da. Vreau să mai vedem câteva faze. Tineri fac lucrurile de la celelalte meciuri. Autopericlitare. Dar nu-mi place când văd așa ceva la jucătorii tineri. De exemplu, de la FC Argeș-Faru, să vedem primul gol marcat de FC Argeș. Este o fază nu asemănătoare, foarte asemănătoare cu ce a întâmplat în finala Nations League. Da, cu Franța, cu Spania. Acolo bagă alunecare, nu Eric Garcia. Aici... La regulament scrie că bagă alunecare sau altfel. Ba da, dacă consideră că joaca aia e important, nu? Da, hai să explicăm telespectatorilor ce înseamnă joacă. Atunci când un jucător... Bagă alunecare, ce înseamnă? Joacă. Deci, că joacă, că n-are de ce să bage alunecare. Deci când duci piciorul, indiferent sub ce formă, că îl ridici, că faci alunecare și duci piciorul după minge, cu intenția de a juca mingea și o joci defectuos, sau o împingi, sau o ștergi, se consideră că îi pasă de la adversar. În cazul de față avem o minge care vine de la distanță, jucătorul o vede, duce piciorul după minge, duce după piciorul pe minge, o lovește defectuos. Nu, o lovește cu crampoanele. Cu crampoanele defectuos și ajunge mingea la un atacat care inițial era în poziție de offside. Legiuitorul spune că se consideră pasă de la adversar. Arbitrul asistent s-a grăbit, trebuia să aștepte. Arbitrul asistent trebuia să aștepte. S-a grăbit, da. S-a grăbit. Și e bun, nu? E bun, Mitruție e foarte bun. S-a grăbit. Și-a dat seama pentru că imediat îl lasă jos. Da, din prea multă concentrare. Nu, dar vezi că el și pleacă spre... Păi da, golul. Da, și-a dat seama, probabil că i-a și zis în cască. Prea multă concentrare uneori te aduce să iei decizia rapidă, adică să trebuie să... Mie mi s-a părut prima dată în timpul meciului că Larie întinde piciorul după minge și nu ajunge, dar atunci, aici... dacă nu ar fi atins-o, era obținut. Nu, acum nici nu știu, vrea să o oprească, ce vrea să facă, că vrea să facă ceva la portar, pe aici. Să, nu știu, să oprească. Pare că vrea să oprească el. Vezi că cei de la Faro au făcut un mare scandal. Da. Ei nu știau regulamentul sau doar s-au luat? Ei l-au văzut pe asistent cu fanionul sus. Și atunci evident că te induce puțin în eroare. Dar nu și-au dat seama, sunt convins că după ce au văzut și s-au interesat. Da. Dar hai să spunem că eram partea cealaltă. Mai e ceva, terenul este umed, ca ploase. Și mingea, dacă ați văzut, alunecă puțin, iar intenția lui Larie de a o juca Probabil că n-a fost de manieră, l-a surprins traiectoria care mingea a alunecat și atunci n-a pus decât talpa și a pus-o în față. Care să spunem, Dane, că e din partea cealaltă și Ghiță îl vede pe asistent că ridică fanionul. E greșeala lui Ghiță că nu trebuie să se oprească. Nu te oprești prin oferă. Nu ai nicio treabă. Centralul poate să treacă peste asistent. Și tu trebuie să știi. Deci tu trebuie să joci, niciodată nu trebuie să ridici. Jucătorii sunt puși în teren să joace, nu să se oprească. Pentru că, repet, Pandi, centralul are puterea de a trece peste asistent. Adică aici Mitruții, chiar și dacă rămâne cu steagul sus, Colțescu trecea peste. Deci asta trebuie să știe jucătorii. Că jucătorii trebuie să-și vadă de treaba lor și trebuie să se ducă după adversar. Era obligat să treacă peste arbitru asistent. Să vedem și faza la care a primit penalti Ișvan cu Ghiță. Minutul 79. Da, din care, mă rog, Faru avea să reducă din handicap. Da, este un atac periculos pentru că este cu contact. Nu vorbim de joc la joc, periculos nu există contact, aici vorbim de atac periculos pentru că îl atinge, dar îl șterge în număr. Și vezi, de aici se complică, pentru că minutul 79, minutul 80 bate Heftei Betancur de gol și minutul 90 plus 1 intră Eli Fernandez și dă mingea șutul la bară. Dar îl lovește? Da. În număr. În număr? Da, da. El se ține de față. Prima dată de față, după care se ține de umăr. Nici el nu știe de... Și mai vreau să vedem... Ce faci Ișvan aici? De ce faci asta? De la Botoșani, pentru că a ieșit un mare scandal după acest meci, Botoșani când ia 0-0. Botoșani, da, scandal mare de tot. Portarul, Pap, albanezul Enrico Papa, au spus că Botoșanul deranjează, nu mai sunt lăsați în play-off, etapă de etapă se greșește împotriva... Au venit, deci, Pap... Sper să nu mă înșel, a venit și a spus că intenționat nu se dorește introducerea VAR în România, tocmai pentru a se putea ca arbitrii să aibă în continuare. Deci trebuie să existe un moment T0 în care să se înceteze, mai ales jucătorii, să facă asemenea declarații. În Occident ești suspendat. Nu spun să fie suspendați acești jucători, dar să se atragă atenția, să existe un moment T0. Nu poți să vorbești orice, necontrolat. Aici avem jucătorul în roșu care îi trage un... Sila care îi trage una lui Iacob. Dă una peste față. Fault în atac aici. Este fault în atac și cartonaș galben. Ce faci tu aici? Obligatoriu să sancționezi arbitru asistent. Te-a luat puțin somnul? Nu trebuie să n-ai cum să-ți scape așa ceva. Păi asta zic, asistent, te-a luat puțin somnul? N-a văzut fault în atac. Dar mai departe este penalti? E discutabil. Dacă dă, putem să considerăm eventual că este mâna depărtată de corp. Toate că dacă îl întrebăm pe Pandi... o să spună că nu e foarte depărtat. Ok, hai să vedem și Hențu, posibilul Henț. Trebuie să aici ne-am dumirit că mi s-a părut că e penalti în timpul meciului. Mi s-a părut că e Henț. Da. Aici fault, da, clar. Lovire. Distanță scurtă, încearcă să-și... Parcă să-și întoarce, să nu-i lovească mingea mâna. Dar lovirea în față, uitați-vă. Nu, asta am stabilit, deci nu mai insistăm. Deci trage una. Mână spre umăr. Adică nu mai apucă să... 100% îi dă mână. 100% îi dă mână. Deci nu mai reușește să-și ferească. E un șut violent. Adică trebuie... Dacă... Un șut care se ducea în out. Nu contează unde se ducea. Nu se ducea, da. Nu contează. E discutabil. Hențu este discutabil. Lovirea este clară. Hai să vedem și repede și clasamentul după această etapă cu numărul 12. Mai sunt 3 etape din turul de campionat. CFR a doua înfrângere. Atenție, Botoșaniu este echipa cu cele mai puține înfrângeri, una singură, dar CFR are în continuare 6 puncte peste locurile 2 și 3, Voluntari foarte sus. În schimb, sunt câteva echipe foarte jos, echipe, mă rog, cu Voluntari nume, care are 6 victorii la rând. La rând, ultimele 6, da. Sepsi, Craiova, Dinamo sunt foarte, foarte jos în acest... Da, Pane. Și Croitorul care face treabă cu jucători care... L-am văzut pe Sila, m-am uitat după el ce a făcut în ultimele... 30 de meciuri sau 20 de meciuri, nu are niciun gol marcat. Da. Adică cu jucători care de nicăieri reușește să-i pună pe picioare și la un moment dat să zici că sunt chiar interesanți.